Piscina de antrenament a școlii numărul 8 Academician Marin Voiculescu va avea apa încălzită tot anul. La fel și vestiarele, dar și dușurile pe care micii înotători le folosesc vor fi încălzite. Școala tocmai a achiziționat 3 centrale pe gaz care vor asigura încălzirea a tot ceea ce înseamnă complexul sportiv. Astfel, sportivii vor avea continuitate în antrenamente tot anul, încât drumul spre performanță este mai scurt și mai ușor. Singurul antrenor de înot pe care îl are municipiul Giurgiu, Carmen Sima, a și format grupele de performanță, care vor beneficia de un program intensiv de antrenament. Doamna antrenor, cât de mult contează faptul că micii înotători vor avea continuitate la antrenament pe tot parcursul anului? Contează foarte mult, mai ales pentru performanță, pentru clasele de not, dar și pentru restul copiilor din oraș, din școală, de la alte școli, care vedeți că a venit vremea rece și nu mai au unde să-și consume energia. Pot veni la bazinul de not să învețe și să înoate și să se simtă și bine pentru sănătate, pentru pofta de mâncare, pentru somn și pentru oxigenarea creierului. Este bazinul școlii 8 un loc unde copiii pot face performanță? Deocamdată trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Da, se poate face performanță, mai ales că am început mai devreme datorită centralei care a fost montată. În general, începeam în momentul când cetul da căldură și asta se întâmpla undeva în noiembrie, după jumătatea lunii noiembrie, dar acum chiar putem să facem, este cald. În clasele sportive de înot învață peste 100 de elevi, însă în bazinul școlii numărul 8 se pot antrena contra cost și alți copii ai altor școli. Pentru o lună de antrenament, taxa este de 150 de lei și asigură 12 ore de înot pentru cei care vor să învețe să înoate sau să facă performanță.